Salutare tuturor și bine ați venit în podcast Generația Regiune. Nu știu dacă se vede, dar sunt plin de puf ăsta de prin Ploiești. Cumva mă bucur, e un fel de nisoare de primăvară spre vară și ne bucurăm tare mult și de invitații pe care îi avem și care acceptă să vină la noi în podcast. Dacă se aude un sunet, acum e invitatul foarte emoționat și entuziasmat de faptul că ai vrut să te prezinți mai devreme decât aș fi vrut eu. Cer scuze. Daniel Frunzăreanu, bine venit în podcast. Dă-l încet de tot. L-am dat. Deci practic ne-am asigurat acum că suntem live pe Facebook Observatorul Prahovean. Mi-a confirmat telefonul meu, my best friend, știi, care e mereu cu mine. Salutare, John, bine te-am găsit. Bine te-am găsit și eu și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația în podcast. Drag. Mi-au spus colegii că ești un tip foarte energic. Da, salut Ștefan, ce faci? Și că Ștefan e colegul nostru care ne aștept să ne vedem bine și să ne auzim foarte bine. Da. Și de că să-l salut. O să vorbești mai mult decât mine. Bă, e posibil, e posibil. Cei de acasă se bucură. Adică dacă e ok, nu vreau, știi, să-ți... Nu, e ok, nu vreau să-mi fur meseria din prima, dar poți să încerci fără niciun fel de problemă. Hai să începem așa în forță și să acordăm acele, cât să fie, 2 minute în care tu să te prezinți. Okay. Cine ești tu, măi, Daniel? Măi, salutare încă o dată. Eu sunt Daniel Frunzăreanu, ăla, știi, Frunză, cum îmi spun prietenii, așa. Care a venit de la București dintr-un trafic infernal. Dar a ajuns cu bine pe plaiurile voastre aici, prahovene, frumoase de altfel. Ai întârziat vreo 5 minute, să știi. Băi, da, dar tot eu te-am așteptat. N-are nimic, adică trebuie să te lași așteptat. Corect. Au fost vreo 4 minute, da. Eu sunt Daniel, da. Născut, crescut prin Telorman, generația 88, iulie a 4-a mai exact, și după mine au pus ăștia ziua Americii. Adică e mare sărbătoare. Apropo, salut Biden. Măi, să ne dea un share dacă tot se uite la noi, să știm o treabă serioasă, okay. Să se urce audiențele dintr-o dată. Măi, uite, n-am dat share, stai un pic. Cei care urmăriți acum Observatorul Prahovean, dacă urmăriți acest podcast, chiar și acum, chiar mai târziu, și vă place ceea ce se întâmplă aici, dați mai departe. Bam. Dacă dați cu share, e bine, înseamnă că vă pasă. Dacă dați cu comentariile și citim la timp, dacă Ștefan ne ajută să ajungă comentariile la noi, cât să le putem dezvolta. Ca să fim așa mai serioși, Daniel, tu ești la bază cu funcție, ești polițist, reprezinți autoritatea. Ai zis că în 3 cuvinte, dar cred că mai rapid. Da, dar sunt mai multe. Păi hai, așa, să o luăm cu începutul. Știi, am fost la grădiniță, ca orice om, după care am fost la școala primară, la cea generală, da. Acolo în satul meu frumos, pe care îl iubesc, Doamne, dintr-o ieraiul meu. Plopii Slăvitești se numește, dragilor. Știți, se va face un megalopolis la un moment dat, dar mai durează un pic, încă lucrăm. Avem 2 de intrare din centură și o să fie gata în curând. Așa, deci după grădiniță și după clasele 1-4. 1-4 am fost la 5-8. Da. După care am fost pe la liceu. Am vrut să mă duc la ăla militar, știi, de la Breaza, dar cred că Dumnezeu cumva mi-a zis, băi, tu mai stai un pic, mai copilărește, știi, am picat la un punct, o întrebare dintre aia, dar fiind așa a fost să fie, mamă, ce supărat am fost, dar după aia am fost vesel și am făcut un mișto mate info la Unirea, în turnul Măgurele, unde eram foarte adânc băgat în matematică, îmi plăcea și deodată mi-a venit așa o rafală prin clasa 11, băi, eu vreau să dau la Academia de Poliție, care n-avea nicio treabă, știi, că realul uman. La BAC, matematică și fizică și da, pe partea cealaltă, istorie, gramatică. Mi-a plăcut mie așa, știți, băi, o încerc, să vedem ce iese, știi? Și a ieșit. Am reușit să intru pe acolo, am ieșit tot pe acolo. Prin 2010, de atunci sunt absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Și de vreo 10, 11 ani, 12 ani, cât se fac, nici eu nu mai știu, da, sunt cadru activ, da. Și, care va să zic că reprezintă autoritatea. Reprezint haina aia frumoasă, da, pe care... Da, să trăiți bine, pe care eu știu, cu respect. Cum ajungem din zona asta de autoritate? Cum îl facem pe Daniel să fie interpretul de muzică populară? Cum a ajuns el să și cânte? Ok, deci trebuie să începem la fel cu originile. Da. Unde s-a născut? Unde au fost rădăcinile? Articolul pe care l-ați scris voi și vă mulțumesc, că e foarte mișto, știți cum e, esență, știi, puțin, dar... Și bine. Și bine, da. Mi-a plăcut de mic muzica ușoară, ciudat. Ok, da. Credeam că vorbim de muzică populară. Mi-a plăcut muzica ușoară, măi, vocea mea nativă, timbrul meu, nu știu cum să zic, e acolo, e undeva la muzică ușoară. Mm-hmm. Născut, crescut în Telorman, știi, exact cum v-am zis și voi și cum ați scris, confluența Olteniei cu Muntenia, zona aia de Vlașca frumoasă, unde se păstrează încă dorința aia de glie, iubirea aia pătimașă, așa, știi, de frumos și de vechi. Eu eram cu muzică ușoară când eram mic, nu vreau să aud de muzică populară, ascultam doar Sofia Vicoveanca și atât, era sufletul meu, Moldova, acolo, dar era singura interpretă, însă...
Da, și am fost în, pe la, nu știu, 12, 13, 14 ani, am fost câțiva ani de, am făcut niște cursuri de canto pe muzică ușoară, am fost la câteva concursuri naționale unde, mulțumesc celui de sus, am luat niște premii destul de mari, dar totul s-a oprit după, n-am mai continuat și m-am reapucat după ce am terminat academia, am redescoperit eu așa că, băi, îmi place muzica lăutărească, îmi place folclorul, taică mi-o împătimit după așa ceva, părinții buni, mă rog, toată zona era pe așa, numai eu nu eram din cadru, știi? Dar am reapărut pe la 20 ceva de ani, m-am apucat singur de studiu, mi-am cumpărat o clapă, am stat vreo 2 ani în casă, pe stilul autodidact, după care, băi, zic, se poate, îmi place mult, mă hrănesc cu chestia asta, am făcut școala populară de arte, am fost elevul domnului Mustăța, pe care îl îmbrățișez, îl iubesc și îl venerez, este omul care m-a făcut să cânt și să înțeleg ce înseamnă muzica populară. Și uite așa, așa, ușor, ușor am început să cânt și să cânt și să-mi formez și un taraf de care sunt foarte mândru și pe care îl numesc a doua mea familie, taraful Frunzărenilor, ne găsiți pe YouTube și pe Facebook. Și când pe a luat naștere taraful acesta? Denumirea a luat de curând, niciun an de zile, știi, în urma unor apariții TV împreună cu ei. Dar așa de construit am început să-l construiesc alături de bunul meu prieten, de Bogdan, acum vreo 6 ani, 7 ani. Și de la 2 am ajuns la 10 membri în trupă. Pandemia nu e așa pentru muzică, nu se potrivește pandemia cu muzica populară, de fapt cu nimic de petrecere, cu nimic cu foarte multă lume. Nu prea se potrivește cu nimic pandemia asta, dar cu nimic ăla, știi, mare. Cum ai trecut peste... momentele în care probabil n-ai avut voie să ieși din casă nici tu, da. Decât pentru alte situații. Nu vorbim despre meseria ta de bază, dar mi-e greu și că, băi, ok, nu mă duc la petreceri, dar pot să stau în traficul ăsta care n-ar trebui să fie nimeni pe aici. Da, corect. Nu, să știi că îmi iubesc foarte mult ambele meserii și le respect și încerc să le fac cu profesionalism dus spre 100% pe amândouă, atât cât se poate. Adică tu ai ales două meserii foarte bune. Dacă nu merge una, merge cealaltă și invers. Mai nu pe principiul ăsta, le-am ales pentru că îmi plac și pentru că le iubesc. Uh-huh. Și sunt devotat acolo, adică mai atunci când cânt, atunci când sunt la serviciu... Da, știi cum e, partea umană există peste tot și frumosul și arta și așa mai departe. Îmi place tare mult că pui accent pe partea umană, că asta aduci în discuție faptul că orice meserie, oricât de autoritar ar fi, practic, e reprezentată niște oameni care au factorul uman. Doamne, ajută să se audă bine, Doamne, ajută. Stai cu semn fără ochi, țineți minte dacă e prin trafic ceva. Dar... mai mult de atât, aș vrea să știu cum arată muzica populară din perspectiva ta de, și de artist, dar și de om de business, pentru că orice astfel de... Da, bineînțeles. Un taraf are nevoie să mănânce. Da? Un taraf și eu ca artist și oricine face chestia asta. Ce semnale aveți de prin piață acum? Înainte de... Nu știu, e mare, are deschidere sau e doar e un zvon? Este cumva o mare redeschidere, dar să știi că lucrurile încă sunt puțin haotice. Uh-huh. Adică lumea încă e cu aș vrea, dar mai stau puțin, oare ce se întâmplă, dacă se închid iar lucrurile, dacă trebuie. Adică nu e chiar așa boom-ul ăla pe care îl așteptăm cu toții și eu sunt convins că lucrurile vor reveni la normal, dar progresiv. Adică n-avem cum să trecem la ce a fost înainte așa deodată. Măi, gata, s-a încheiat astăzi și de mâine... Nu. Am vorbit astăzi cu un prieten chiar înainte de podcast și îmi spuneam, mi se pare că s-au dus cam rapid restricțiile astea. Da, uite, o părere. Da, ce să zic, e posibil, dar cum depinde din ce unghi o privești. Eu îți vorbesc acum din unghiul artistului, al cântărețului, al omului de evenimente, de scenă, să zic așa. De mult așteptăm lucrul ăsta, de mult așteptăm să se reia parcursul ăla normal al lucrurilor, nu exagerat în vreun fel. Dar lumea, ți-am spus, încă este și reticentă, și dornică, și cumva, băi, stau în stand-by, nu mă afișez prea mult, nu vreau să ies în față. Cam așa le văd eu acum. M-am uitat pe YouTube-ul tău și ai cel puțin un video care sare de vreo 70.000 de vizualizări. Da, și mersi. Nu e un video așa filmat, nu știu, în 20 de minute, pune-te aproape de doi copăcei și la revedere, ci ai ceva regie în spate. Da. Te rog, povestește-mi un pic ideea videoclipului și
cum de ai ajuns totuși să faci videoclipuri de genul ăsta, pentru că eu am văzut muzica populară și nu există imagine de genul ăla peste tot. Băi, îți mulțumesc în primul rând pentru complimentele aduse clipurilor și până la urmă muncii mele. Chiar apreciez și apreciez că există oameni care văd chestia asta și fac diferență între A și B, să zic așa, între A și B. Da, piesa asta, sigur, vorbesc despre Azi îmi rămân doar amintiri, piesa sufletului meu, piesa mea de referință, să zic așa, care mi-a adus mie cel mai mare succes, atât cât e, la nivelul la care e. Da, YouTube-ul, platforma asta, n-am pus foarte mult accent pe ea până acum, o să încep un pic să mă focalizez pe așa ceva. Am fost de principiu, băi, le pun acolo cine vrea să mă asculte bine, cine nu la fel de bine, adică gama de artiști și de cântece și pe segment popular și lăutăresc și muzică ușoară și mai departe. E extrem de vastă, din ce în ce mai vastă. Clipul ăsta, ca și celelalte clipuri, a fost făcut cu ajutorul unui bun prieten, Bogdan Dima, pe care îl salut, Bogdanel, știu că nu prea știu cu Facebook, nu cred că te uiți, dar poate spune cineva că te-am salutat. Bogdan, las că te punem și pe YouTube ca să se audă până la da, capăt. Da, da, Bogdan Dima, Buddy and Soul, da, dacă vă spune ceva, și a lui Octavian Lucian, cu ei doi am colaborat, ei mi-au fost și mamă și tată și sprijin și orice. Într-adevăr, eu cu Bogdan am gândit toate clipurile, băi, uite, eu așa îl văd, da, dar eu mai vreau asta, adică a fost o chestie foarte mișto. Profesionalismul este 101% și cine vrea să se convingă, îl invit pe... Așa faci vânzarea cea mai bună, așa faci vizualizarea. Pe canalul meu de YouTube, da, să vadă clipurile pieselor mele. Mm-hmm. Clipul a fost filmat și încă unul. În afară de asta au fost filmate ambele clipuri la mine, în satul meu natal, acolo unde am copilărit, unde am crescut. Când? Asta ne interesează. Când anume? Măi, acum vreo 2 ani, un an și, aproape 2. Deci fix înainte de pandemie. Da. Toamna dinaintea pandemiei, să zic așa, da. Atunci au fost filmate. Sunt niște protagoniști și în ăsta și în celălalt, oameni de acolo, de la mine din sat, pe care eu am ținut eu morțiș să aduc chestia asta. Băi, stai că și eu țin morțiș să zic ceva, să vedem dacă reacționezi bine la treaba asta. Vreau să nu te superi. Ok. Pe YouTube, da, în ziua de astăzi, ca să fii artist până la capăt, okay, trebuie să treci de toate trapanelele astea pe care le avem acum în trending. Și sunt curios cum reacționezi când te uiți și vezi că două note muzicale, dacă sunt muzicale, și cu un pic de ha, gata, deja aduc milioane de vizualizări. Da. Băi, da, am văzut o chestie, fac o mică paranteză, sper că îmi permiți. Cu drag. Pe Facebook era o postare la un moment dat, două poze puse în paralel, o partitură. Bine, acum lucrurile puțin duse la extrem, dar totuși era bună comparația. O partitură a lui Mozart, Tchaikovsky, nu știu, ceva de genul, și o partitură de la una din piesele lui Justin Bieber. Adică în stânga aveai o sumedenie de note și de Dumnezeule, nu înțelegeai nimic, ziceai că e matematică și fizică cuantică, iar în dreapta aveai 4 note care se repetau. Acum întreb eu, care dintre ei e mai cunoscut la ora actuală? Știi? Îmi place întrebarea. Știu că n-aștepți neapărat un răspuns. Corect, nu-l vreau. Răspunsul e mintea fiecăruia și poate că ne cumva să-l zicem. Adică... Și hai că Justin e Justin. Adică totuși e un exemplu dus către extremul comercial. Asta zic, adică vorbim de două extreme, dar venim către esența muzicii. Băi, ce înseamnă muzica? Știi, până la urmă, muzica înseamnă vers pus pe note, trăire, transmitere, știi? Dar tu te lupți, nu te lupți cu Justin, tu te lupți cu Dani Mocanu, cu Țanca Uraganu, cu toate diamantele. Da, și toate bijuteriile. Așa este, nu mă lupt cu ei, eu mă lupt cu mine, să știi. Uh-huh. Eu mă lupt cu mine pentru că, ciudat sau nu, bine sau nu, nu prea-s mulțumit de mine niciodată, vreau mai mult, vreau mai bine, vreau tind spre perfecțiune. Perfecțiunea nu există. Și să știi că omul atunci când te ascultă nu vrea neapărat să audă un băi perfect, să fii, nu știu, o chestie de CD impecabil. Nu, omul vrea să te simtă. Omul vrea să trăiască alături de tine ceea ce cânti, vrea să-i transmiți în primul rând. Eu cred că atunci ești acolo și ești pentru oamenii care te ascultă, când poți să le transmiți și poți să-i faci să înțeleagă ceea ce tu exprimi prin cântecul ăla. Și da, cum revenind la
la ce m-ai întrebat așa fix, dar măi, da, devine un pic frustrant când vezi chestiile astea. Băi, la unii boom-ul ăla mare, la mine nu e și eu știu cât am muncit pentru piesa asta și știu în sinea mea care e esență, care e o chestie de substrat, că e gândită, că e muncită, note și așa mai departe. Dar până la urmă, na, e meritul fiecăruia, cinste lor pentru ceea ce fac, cum își vând marfa, cum... Ce frumos vorbești despre artiști, îți place, bravo, foarte frumos. Să vorbească și ei despre tine mai des ca să urci pe YouTube. Da. Consecvența, să știi că e importantă. Adică de acum 2 ani de zile de când ai realizat acest videoclip, da, care are peste 70.000 de vizualizări. Aproape 2 ani, un an și jumătate. Ai mai pus ceva? Băi, da, am mai pus ceva și în ultimul timp am focusat pe ce înseamnă partea de tarafin, chestia asta, moarte între ghilimele în pandemie, cumva evenimentele vor să înceapă să apară. Am pus și niște live-uri de la petrecere, dar live-uri pe bune, știi, live-uri 100%, adică nimic. Acum ai dat în cineva, ai vrut să se simtă vreun taraf că nu e live? Nu, Doamne ferește, nu, doar că, uite, chestia asta că tot ai adus-o în discuție, am observat că se mai practică chestii trase în studio și pus pe net live 100%. Mai nu prea așa, live-ul e live, știi, adică e crud. Urmează un mare cu mici greșeli, cu mari greșeli, dar e live, pentru că nu n-ai cum să fii perfect, nu ești robot. Bine, sunt anumiți oameni care pentru un segment de jumătate de oră, o oră, două ore, nu știu, sunt perfecți atunci când cântă. Eu nu am fost, nu sunt și nu vreau să fiu perfect, vreau să fiu natural și să transmit. Orice muzică care vrea să te țină așa în petrecere și să te facă să te simți foarte bine nu are legătură cu perfecțiunea. Corect. Sunt absolut de acord cu tine. Corect. Însă eu am înțeles că și în domeniul ăsta al muzicii populare, da, din România, aici la noi, da, e așa un soi de... Nu e nici provocare, nu e nici cu supărare, dar vă cam mâncați între voi, vă cam supărați unii pe ceilalți. De ce? Adică e greu să ajungi acolo sus, să zică toată lumea, da, domne, Daniel Frunzăreanu. E ceva extraordinar. Păi nu-mi doresc să... Nu. Eu nici nu vreau chestia asta, știi? Să... Nu, e Daniel Frunzăreanu și atât. Da, probabil, nu știu, lumea vine mai nemâncat așa pe la evenimente, pe la festivaluri. O să încerc data viitoare să iau niște covriși la mine, poate așa reușesc să... Da, ca în orice domeniu există și răutăți poate nevoite din partea unora, frustrări, exact despre ce spuneai și tu mai devreme. Băi, nene, eu știu că am muncit foarte mult la piesele mele și că-s mai bune decât ale colegului sau ale colegei, dar ea are un succes mult mai mare și vine o chestie de aia lăuntrică pe care nu poți să o controlezi, știi? Și... te scapă porumbelul și... N-am spus-o întâmplător, am spus-o pentru că de-a lungul timpului am cunoscut și am promovat foarte mulți tineri și câțiva dintre aceștia au o dragoste pentru muzica populară. Foarte și mișto. Au studiat, au făcut, au tras de ei, au scos bani din buzunar ca să pună pentru un videoclip. Cunosc. Și ceva de genul, am 1000 de vizualizări. Da. Și nu pot pentru că e X mai sus. Băi, să știi că... Eu n-am 70.000 la toate, am și 20.000, am și 15.000, am și 10.000, am și 1.000. Poate nu toată lumea are curajul tău, că e foarte greu să ieși în față, e foarte greu să te impui atunci când te duci la un prim eveniment, nu știu, Zilele Orașului Ploiești și abia să... aștept să fiu invitat. Doamne ajută, cu mare drag. Da. Și să vezi că nu ai intrare sau că cineva nu vrea să ajungi acolo. Da, corect. Și că ia, stai tu, mă, în banca, dar ce cauți tu la evenimentul ăsta? Nu-l mai chema pe XP. Adică trebuie să intri într-o zonă din asta unde toată lumea cântă pe aceeași undă. Câți artiști, corect, câți artiști de muzică populară sunt în România în mintea omului de rând? Măi, în mintea omului de rând sunt puțini artiști, dar să știi că și în mintea mea sunt puțini artiști. Eu nu că am făcut... trei exemple, vreau trei exemple. Da. Da? De artiști care există, care se ascultă și în ziua de astăzi, da? Și care îți plac și ție. Trei, nu, te rog, top 3, acum, chiar acum, Daniel. Ok, top 3. Băi, îmi pare rău, asta e, trebuie să zici. O să încep cu dragostea mea din copilărie. Așa. Am vorbit de Sofia Vicoveanca. Ca să te scapi ușor, zici, bă, asta e, am zis, e bine. E prima mea dragoste în folclor, adică rămâne acolo. Și o să încep cu următoarele două voci care mie îmi plac foarte mult. Ia să auzim. Din folclorul nostru. Și anume, Mariana Ionescu Căpitănescu. Și hai să dăm și un exemplu masculin. Asta mă așteptam, că o să fie și ceva de genul ăsta. Un exemplu masculin care vine din generația mai tânără, să zic așa, dar care pentru mine este aici, Nicușor Iordan. Uite că nu știu. Să-mi cauți. Da. Te
ți-am dat exemplu, dar pleiada de artiști e mult mai mare. Poate că sunt nume mai mari, poate că sunt... Eu ți-am dat acum exact ce mi-a venit mie în minte, ce ascult eu și ce îndrăgesc. Dar sunt mult mai mulți la aceeași valoare, care cântă la fel de bine, care au melodii la fel de frumoase, poate chiar mai frumoase, sunt mulți. Adică... E clar că eu doar te-am forțat să-mi faci topul ăsta 3. Știi da, de da, ce? Da. Pentru că vreau acum să faci un top 3. Așa. Cu muzică pe care cu toți auzim. Asta de la radio. Așa. Bine, există și radio de muzică populară, să nu se înțeleagă greșit. Corect. Și vreau să-mi spui 3 artiști pe care tu îi asculți. Sau de care ai mai dat așa, din greșeală. Mai, din greșeală nu, dar ascult muzică de radio, mm-hmm. mai ales pe mașină mereu. La serviciu. Ce ascultă un interpret de muzică populară în mașină? Ascultă foarte mult alți soliști. Mm-hmm. Eu asta fac. Și de folclor, și de muzică ușoară, și de muzică lăutărească. Mie îmi place foarte mult muzica lăutărească, autentică, veche. Ascult foarte mult și des alți artiști și reascult pentru că mereu ai ceva de învățat. De la ăla e o floricică, de la ăla e o chestie de dicție, de la ăla e o chestie de, nu știu, de prezentare, de și așa mai departe. Cauți să culegi, știi? Cu cât culegi mai mult, cu atât te dezvolți. Și dincolo de povestea asta, îmi dai 3 nume, te rog? 3 numele pe care le ascult la radio, da. Pe care le aud întâmplător sau pe care le caut eu să le ascult, nu știu. Nu, pe care le placi. Pe care le plac. Ok. Bine, hai că te-am scos un pic din zona de confort, îmi place. Îmi place podcastul de astăzi, îmi place foarte mult. Că stai să-l gândești, deci tot tragi așa un pic, hai că mai gândesc, mă, de cine să zic. Da, acum nu pot să așa, mi-ar veni ce am ascultat ieri la radio, spre exemplu. Pot și asta. Da, ok. Andra? Da, foarte mult. Toată lumea se scoate cu Andra. Andra, cea mai bună voce, Andra, cea mai tare și am scăpat cu toții. Nu vreau să cataloghez acum cea mai bună voce sau mai... Andra pentru mine este un artist. Mai știi ce piesă a scos acum de curând? Cu jumătatea mea mai bună sau? Așa, ascult pe bune, adică nu încă, zic... Încă doi artiști. O să zic o trupă acum care mi-e place foarte mult, Vank. Bun! O trupă pe care o respect din ce punct de vedere? Pe lângă faptul că au piese bune scoase, au cântat tot timpul, mereu, oriunde, la orice oră, live. Mm-hmm. Pentru asta, băieți, stimă și respect. Mai încă un artist și sau mai am... o trupă, nu știu, depinde. Zim ce vrei, artist sau trupă. Hai să fie un artist. Să fie un el? Așa de mulți sunt? Da, mai sunt mulți. Să fie o ea. Să fie tot o ea. Da. Să fie tot o ea. Ok, Monica Angel. Mama, mai cântă? What? Nu știu, din nou azi de multă vreme de ea. Pentru mine, știu Monica că și-a schimbat Angel un pic zi, rămâne stilul, totul. Acum că mi-ai vorbit de partea asta de muzică ușoară, așa, pentru mine, uite, mi-a zis de an, domne, că voi, nu. Pentru mine, Monica Angel este The Voice. Mm-hmm. Da. Credeam că vii mai aproape de neapărat timpurile noastre, ci de ce e în trend. Păi nu, Monica Angel e în timpurile noastre și cântă în timpurile noastre. Dar nu e în trend, și... nu e pe YouTube în trend. Și că așa, practic, puțin, tinerii, de cele mai multe ori tinerii, după asta, da, okay, uite, tinerilor le spun eu, ascultați pe Monica Angel, aveți ce auzi. Da, e bună recomandarea, doar că auzul nostru, din păcate, a început ușor să plece dinspre calitate către ceva superficial. Ce e cu versuri puține, ce e de petrecere, nu e neapărat de rău, dar și petrecerea a început să fie dubioasă. Deci la vreun majorat ăsta și zici, ok... Nu prea am ce să caut aici, mai bine nu. Ai văzut cel mai recent videoclip al Irinei Rimes? Posibil, nu știu să zic exact acum. Nu l-ai văzut, e clar. Nu, posibil. Să te uiți la el, trebuie să-mi spui cum ți-a părea abordarea. O să vezi după podcast, să vezi de ce te-am întrebat, pentru că e ceva nou. Da? E ceva ce nu prea vezi în videoclipurile din România. E de bine? Nici de bine, nici de rău. Este o altă abordare și... promovat altfel de iubire. Hai să zicem așa. De fapt, nu e altfel de iubire, este tot iubire. Da, corect. Dar nu vreau să-ți dau detalii. Bine, ok. Nici nu vreau să te întreb mai multe pe subiectul ăsta, dar mi-ar fi plăcut să știi videoclipul tocmai ca să aflu părerea ta. Da, uite, spre rușinea mea nu-l știu. E o iubire între două fete foarte, foarte fain. Da. Da. Măi, na, se întâmplă. Și au suferit. Se întâmplă. Ideea că au suferit foarte tare. Se întâmplă. Oamenii trebuie să se iubească în general, știi? Adică sunt prietenii, sunt... Da, iubirea trebuie să existe, știi? Îmi place. Îmi place că ai câte o explicație pentru fiecare lucru pe care ți-l spun. Încerc. Tu ești o poveste, ești un interpret complet din punctul meu de vedere, pentru că e bine să duci mai departe treaba asta. Eu am aflat că ai legături cu Ploieștiul. Ai aflat, nu? Da.
Noroc cu tine. Noroc cu mine. Am venit aveam de unde să știu altfel. Da, măi, mama. Dar sună bine la podcast să spui, băi, am aflat. Da, da, da. Mama a cochetat cu Ploiești, îmi place mie cum sună, până pe la vreo 20 de ani, când s-a măritat la Telorman cu al meu tată. Și am apărut eu și sora mea și așa mai departe. Stai puțin, deci practic mama ta... Este născută, crescută și ea în primii ani de viață tot în Telorman. Este telormaneancă și ea, da, de rădăcină, dar a doua perioadă a copilăriei și toată adolescența și a trăit-o aici în Ploiești. Bunicii mei locuiau aici, aveau serviciu aici. Amândoi, ea și surorile. Păi ești ca acasă, așa, păi cum zic ca acasă, știu despre ce e vorba, foarte mă bine. Mă atrage așa ceva, știi, mă... Da, orașul e Caragiale, acum corect, să vezi că avem corect, inclusiv tramvaie colorate, diferit. Serios? Cu graffiti, cu artiști, deci nu mai e super tare. Măi, da, uite, și asta e o artă, da, arta e vastă, e foarte mare. Da, chiar mă gândeam de aici încolo, când nu funcționează ceva bine sau era blagit, să dăm cu un pic de vopsea, știi, ca să nu mai vedem ce e pe interior. Ei, măcar să și reparăm ceva, știi? Nu, că asta... Oricum, noi ne pricepem la mascat așa din spray și din pensulă. Da, e aceeași poveste, că ai pune preșul și apoi foarte multă mizerie sub el. Da, hai să dai și preșul la o parte, ce e acolo? Fazele alea din filme, știi, în care vine, tu ești singur, știi, ești acasă și te sună oia și spune că în 5 minute e la tine și tu începi și arunci tot după canapea, știi? Că nu urcă, stai acolo. Dar tot după canapea, floricelele inclusiv, știi, tot. Deși tu ești căsătorit. Da, da, da. Și ai și copil? Și am și o fetiță, o da. O fetiță, să-ți trăiască. De 2 ani și 4 luni. Să-ți trăiască ambele. Mulțumesc. Și soția, mulțumesc, și fetița. Doamne ajută, Doamne ajută. Să fim sănătoși cu toți. Care este... Asta e întrebare serioasă acum. Ok. Care este acea persoană, care este mentorul tău, care te ajută pe tine să te ridici atunci când ai o zi proastă, o săptămână proastă, un an prost? Da, da, vezi aici, deja mă duc cu gândul spre mai multe persoane, de la o zi, de la o săptămână, o lună, un an și așa mai departe. Un an, hai să luăm asta cu un an. Cu un an. Băi, da. Persoana care mă ajută să mă ridic după un an, să zicem, Doamne ferește, mai prost, așa sunt eu. Da, la o chestie de un an trebuie să fiu eu. Eu cu mine, știi, să mă uit în ochii mei, în oglindă și să... Băi, Daniele, hai să vedem cum facem să schimbăm niște lucruri. Mentorul meu de o viață este mama mea. Mentorul meu în muzică este domnul profesor, de care v-am spus mai devreme, domnul Mustățea. Iar alinarea aia zilnică și, băi, după o zi de aia nasoală sau grea sau, nu știu, încărcată, e fii mea. Știi, adică ajung acasă și când o văd pe ea, pe Ilinca, și cred că se uită la noi, să știi, dacă nu, cred că doarme acum, așa, nu știu, privirea aia blândă și sinceră și, nu știu, singura dragoste total pură pe lumea asta este cea a copilului, adică e suficient să-mi zâmbească, să-mi sară în brațe și totul... Nici nu mai contează câte vizualizări sunt pe YouTube sau cine face primul milion de euro sau de vizualizări. Nu cred că tot să pierd timpul cu așa ceva la un... No. Deci că e marketing pur, ci că dacă ajungi să faci primul milion de vizualizări, da, ești mult mai aproape de a fi în obiceiul omului care se uită pe YouTube. Deci asta, YouTube-ul e un fel de... Acum aud pentru prima de noul dată, televizor. Pentru prima dată asta. Da, 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 sunt convins, dar uite, ca să vezi și să-ți dai seama cât de interesat sunt eu de chestia asta. Da, probabil că trebuie să mă focalizez și eu pe YouTube-ul ăsta. Să faci chestii funny. Da, pe o să-i pun pe ăștia ai mei să cânte, să-și pună acordeonul în cap, să cânte cu saxofonul după gât, văd eu ce le fac, da, la da, evenimente. Da. Fiecare, și să respecti niște challenge-uri din astea așa. Nu eu. Glumesc. Ci că din glumă trebuie să facem treabă. Da, 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 să știi. Băi, atunci când îmi vin utilul cu plăcutul și când... Uite, că iar vine vorba de taraful meu. Da, v-am zis, da, taraful frunzărenilor, așa. Când mergem la evenimente, mă, n-avem cum să nu ne distrăm. Adică, frate, trebuie să o faci de aici. Trebuie să iasă din tine cu totul, trebuie să, băi, să cânt, să dansezi cu și ei. S-a pus cântecul ăsta până acum pe TikTok? Măi, TikTok-ul folosesc de foarte puțin timp. Nu știu cât am pus câteva filmulețe, mi-a acaparat atenția așa într-o seară de vreo 2 ore, de nu mai ieșeam de acolo. Exact. E pe val rău, știi? E pe val rău, dar vezi tu chestia asta de folclor până la urmă, de muzică populară, cred că tot pe Facebook rămâne și pe YouTube mai intensă. Pe Instagram și pe TikTok
na, pe eu aș încerca pe TikTok, mai ales pe muzică populară, sunt foarte mulți oameni acolo de peste tot, de peste tot. Am încercat ceva, dar țin de foarte, foarte puțin timp, crede-mă, am un TikTok. O să încerc să pun niște chestii, să vedem ce prinde. Da, bine, o să încerc, nu știu, să cânt cumva. Poți să faci challenge-uri cu oameni, știi, să cânte ei două versuri, tu două versuri, să lați cele mai populare cântece. Mie mi-a plăcut chestia asta și am făcut-o și eu pe Instagram la un moment dat și a fost chiar mișto, adică am avut cele mai multe reacții acolo. La fel, nici Instagram-ul nu-l folosesc de foarte mult timp. Dar te-am pus noi acum pe Observatorul Prahovean, pe Generația lui John pe Instagram, te-am pus. Deci ești acolo pe story-uri ca să-ți dea lumea follow. Ok. Ar fi păcat să nu-ți dea lumea follow. Dar știi de ce ar fi păcat? Pentru că mă gândesc la momentul în care oamenii se vor cere din nou în căsătorie, sper să mai existe curajoși, da? Și băi, pe cine aduce? Adică avem nevoie de un taraf, de o formație, de ceva, și ești și tu acolo în listă. Băi, sunt printre ei acolo, știi, sunt printre ei. Să sunăm pe Daniel, să-l întrebăm niște prețuri. Call baby, știi, adică. Suntem foarte aproape de finalul podcastului. Deja? Da. Da, uite, știi acum vine ce cel mai bun, și ce e mai bun e la final. Da. Îți place să citești? Da. Și, deși nu prea o mai fac în ultimul timp, recunosc asta spre rușinea mea, nu prea am mai făcut-o în ultimul timp, n-am mai ales fiind și cu evenimente, deși a fost pandemia, a fost cu micuța, a făcut sapea, i-am citit ei chiar aseară. Nu, uite, vezi, deci ai citit niște povești de a dormi copii. Tot e bine. Dar îmi place. Vreau să ne faci o recomandare. Vreau să ne faci o recomandare de carte, o carte care ție ți-a schimbat un pic mindset-ul sau poate chiar viața, sau te-a ajutat să faci bani, sau te-a ajutat să faci muzică. Măi, da, să fac muzică, da, a fost o carte. Învață să cânt singur la clape, se numea. Ok. Am cumpărat-o. De unde crezi? În 2010 am cumpărat-o dintr-un hipermarket de aici, de la voi, de la Ploiești. Mergeam spre Câmpina. Bun, deci noi ploieștenii suntem foarte mergeam buni. Spre Câmpina. Așa. În vara lui 2010, cred, dacă nu exagerez. Da, sau primăvara lui 2011, ceva de genul pe acolo. Și am intrat în hipermarket pe dreapta când mergeam. Deci practic fostul Ploiești, nu, actualul Ploiești Shopping City probabil. Ai ieșit din Ploiești? Nu mai, nu, la Carrefour am intrat. Ah, ok. Și am intrat acolo, nu știu ce, și mă uite, mamă, erau clapele alea puse, mă duceam, le atingeam pe toate, peste tot, pe unde intram, mamă, viața mea, nu știam nimic. Bă, o iotă, nu știam o notă, nu știam care e do pe ea, habar n-aveam. În fine, da, bătea inima. Și am văzut eu o carte acolo frumoasă, am și acum învață să cânt singur la clap. Tu ești. Bani nu prea aveam, eram la abia terminasem academia atunci, eram mai pârlit, așa, și mi-am cumpărat și clapa, și am început să cânt. Asta e o carte care, să zicem, că m-a ajutat pe mine în domeniul muzical, o carte pe care v-aș recomanda-o. Hai să vă zic două cărți care mi-au plăcut mie foarte, foarte mult. La una, spre rușinea mea, nu mai știu autorul, pentru că eram destul de mic, cred că aveam vreo 15-16 ani. Mi-a recomandat-o, avem Google, dacă ne spui titlul, putem să căutăm. Mi-a recomandat-o doamna mea profesoră de limba română din generală, care din păcate nu mai este printre noi. Omul de aur se numește. Și o carte pe care am cumpărat-o de la un anticariat când eram student, cred că prin anul 3. De fapt, un anticariat dintre ăsta ambulant. Era un domn, un nene care vindea pe la Piața Romană prin București niște cărți foarte vechi. Vorbind cu el puțin despre niște cărți și aflând unde sunt student, și eram cumva pasionat de al doilea război mondial. Eram eu atunci cu nazismul, cu nu știu ce chestii de astea, cu Holocaust. Mă pasiona așa un pic chestia asta. Mi-a recomandat să citesc două cărți și am citit doar una, pe cealaltă n-am găsit-o nici în ziua de astăzi, și anume Citește și arde, se numește cartea. Și mai este una, Citește și pune pe foc. Pe asta n-am găsit-o. Pe nicăieri. E vorba despre al doilea război mondial, despre fascism, despre nedreptatea care s-a făcut. Uite câte recomandări de carte ne-ai făcut. Băi, astea da, câteva care mi-au venit. Și una, dacă spuneai, și tot eram mulțumit. Asta cu, cum ai zis, Citește și arde. Citește și arde, da. Mă, cum sună asta, Citește și arde. Da, adică... adică mă enervează titlul, vreau să aflu mai multe despre treaba asta. Nu știu dacă se mai găsește cartea. S-ar putea măcar să găsești, un PDF, un script, nu, ceva. Pe Google n-am căutat, crede-mă, dar omul mi-a dat-o fizic atunci. Nu mai este la mine, cred că e pe la un văr de al meu, la fel pasionat de... Vreți să facem o bibliotecă aici, să împrumutăm cărțile pentru toți viitorii invitați în podcast. Măi,
Până la urmă și... Gen... Să vină fiecare invitat cu o carte când ajunge. Ca să vezi că ascultă absolut toate genurile de muzică, educă-te singur, frate, citește o carte, știi? Au zis băieții de la Paraziți. Bun! Așa că... Daniel, suntem la final, cum spuneam și mai devreme, și am rugămintea să te uiți către cei de acasă și să lași un mesaj. Ai putea să faci o scurtă cântare, un fragment muzical, că e păcat să vorbim de muzică populară aici la podcast și să nu fie acolo un pic. A zis că lași un pic acum de o gură de apă să-și... E normal, da, după atâta să-și pregătească. Vorbă... Normal, na. Mi se pare logic. Uite-te către ei, sunt acolo și... Chiar ei vor să te simtă. Da, dragilor, sper că ați fost alături de noi și că ne-ați urmărit în număr cât mai mare. Eu mă bucur că sunt aici, m-am simțit extraordinar de bine, crede-mă, în prezența ta, la generația asta lui John, din care mă bucur că și eu încă fac parte. Știi, am sărit de 30, dar sunt cât mai... Cât ai? 33 fac într-o lună. Încă 2 ani și la revedere. Încă 2 ani și la revedere, îmi pare. Încă, ok, deci încă glumesc, 2 ani. Glumesc, nu? Faci ceva pentru tineri și în continuare ești din generația lui John. Băi, sufletul, știi, măcar sufletul. Totdeauna, că tu te simți să fii cu noi, e foarte bine. Ok, vrei să-ți cânt ceva din repertoriul meu sau vrei să-ți cânt ceva din ce-mi place mie? Din ce-ți place ție și consider că o să placă și către cei de acasă. Ok, bun. Hai să... Hai când dai emoții, nu mai dai emoții, Daniel! Nu pe final, nu când trebuie să închid. Nu pe final. Ok. Din ce-mi place mie, dar trebuie să-mi și aparțină neapărat, pentru că venim pentru prima dată la tine. Poate să mai fie și a doua. Ți-am dat șoc astăzi. Da, nu e ceva gen, băi, trebuie să mă mai chem, că nu-ți cânt așa oricum, trebuie să... Bravo, mă! Marketing de ăsta. Da. Ok, haide să vă cânt așa o bucățică dintr-o piesă, nu din cea de 70.000 de vizualizări, pe aia trebuie să intrați pe YouTube să o vedeți, bine și pe restul, dintr-o piesă, hai să spun o chestie mică, nu vreau să vă rețin mult, alaltă am primit un telefon de la o doamnă din Craiova, care a spus că mă urmărește de ceva timp, are vreo 80 de ani, m-a impresionat prin felul în care mi-a vorbit, prin felul în care m-a felicitat și mi-a spus că apreciază foarte mult faptul că eu îmi scriu singur textele și liniile melodice și așa mai departe. Și căreia trebuie să-i trimit un CD neapărat și pentru dumnei și pentru prietena din Constanța și mi-a spus că îi place foarte mult piesa asta, cu Azi îmi rămân doar amintiri, dar mai mult piesa O viață scumpă viață, în care a spus că se regăsește de la început până la sfârșit. Hai să ascultăm, Daniel. La fel, e o chestie de suflet și o să vă cânt așa o mică bucățică din ea. Te ascultăm. Bun, ok. Succes! Beat! Și sună cam așa. Ce e omul în astă viață, e un fulg în vânt, nu-și dă seama că nu-i veșnic pe acest pământ. Caută să agonisească, să strângă avuții, trage zi și trage noapte pentru ai lui copii. O viață scumpă viață, de ce ești tu nedreaptă? Lovește omul în suflet când mai puțin se așteaptă. O viață nemiloasă, împart și rău și bine, îi dai omului azi ce poate îi vei lua mâine. Cam așa sună. O, Doamne! Ce îmi place la muzica populară e că te cam trezești așa la realitate. Mulțumim tare mult pentru fragmentul ăsta muzical. Cu drag. Mă gândeam așa și la oamenii care investesc în Bitcoin și care îți dau astăzi și mâine ți iau și ca să venim așa cu tehnologia și să fim în prezent. Succes în ceea ce faci. Mersi foarte tare. Mulțumim încă o dată pentru prezența în și podcast. Și eu. Ține-te de treabă și dacă mâine poi mine ajungi la 2, 3, 5 milioane de euro de vizionare. Păi, să nu cumva să uiți 5 milioane de euro. Promit că te chem pe tine la mine în emisiune. Doamne ajută, e foarte bine. Mulțumim. M-am simțit foarte, foarte bine și îi salut pe toți cei care ne-au urmărit și îi invit să treacă pe la mine, pe acolo, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Exact. Doamne ajută, nu uitați, dacă v-a plăcut de Daniel, puteți să citiți mai multe despre el pe observatorul.ph.ro și foarte bine și data viitoare cu următorul invitat, adică luni de la 13, până atunci numai bine. La revedere!